Alegerea facultății nu ar trebui să fie o întâmplare, chiar dacă aceasta este o practică des întâlnită în rândul studenților. Fericiți că au reușit să promoveze examenul de bacalaureat după o vacanță bine meritată, cei mai mulți tineri care vor să urmeze o facultate și aleg specializarea în ultimul moment. Foarte puțini au în calcul ofertele existente pe piața muncii. Chiar dacă fiecare tânăr pornește la drum cu gândul de a termina o facultate pentru ca mai târziu să aibă un serviciu cât mai bun, la finalul studiilor sfârșesc prin a căuta un loc de muncă pe oriunde, căci în cele mai multe cazuri domeniile absolvite nu se potrivesc cu cererea de pe piață. O ierarhizare oficială a facultăților a fost realizată de Ministerul Educației împreună cu experți din cadrul Asociației Universităților Europene în 2011. Au fost analizate 60 de domenii de studii, iar facultățile au primit un calificativ de la A la E. Programele de studii care au obținut A sunt cele mai performante, iar cele notate cu E sunt cele mai slabe. Rezultatele constituie și în prezent un reper pentru candidați. Printre facultățile care scot șomer pe bandă rulantă se numără și specializările fizică și matematică din cadrul Universității Valahia din Târgoviște, care au primit cel mai slab calificativ. Deși cu greu reușesc să promoveze examenele din sesiune și mulți dintre elevi recunosc că noțiunile avansate științific necesită studiu intens, șansele să obțină un loc de muncă în domeniu sunt foarte mici. Nici absolvenții de geografie, inginerie mecanică și filologie nu sunt departe de această situație. După încheierea studiilor, cei mai mulți se orientează către un alt job, pentru că oferta pieței este foarte slabă pentru aceste specializări.